Ia. Vrem libertate, migranți! Toți migranți și solitanti azi din închis acolo pe trebuie tot acolo, n-are importanță. Lăsați-ne să intrăm să vorbim cu ei. Cu toți care sunt solitanti de azil acolo. Toți solitanti. Ba da, oameni liberi. Dați-ne voie să vorbim cu oamenii care noi vrem cu acei de la Petrican care îi țineți ca în închisoare. Pe cei care îi țineți ca în închisoare. Noi vrem să avem acces la ei, să vorbim cu ei. Să ne convingem că nu vă bateți joc de ei. Suntem reprezentanți, cetățeni revoltați. Vrem să le fie respectate drepturile migranților. Mai ales dacă sunt solicitanți de azil. Patriților! Pentru Sri Lanka, libertate pentru solicitanții azil, închis acolo! Nu vă faceți joc de migrant! Centru. Dar nu mai prin e tot cu și-o solicitat azil! Dacă trebuie de eliberat, nu? Dacă se examinează cererea, trebuie de eliberat, nu? Trebuie de eliberat tot! Nu le încărcați drepturile migranților! Filip a solicitat azil! De Filip știm sigur că a solicitat azil! Dacă am pus cererea de azi, trebuie de eliberat! Dar mă, ce nu mai trebuie de azi? Aveți o confirmare de la dumneavoastră că el a depus cererea. El prin geam ne-a spus la cameră, prin geam a strigat că a solicitat azil. De la el prin geam ne-a strigat. De la el prin geam ne-a strigat. Cererea verbală e tot cerere, dacă o prin geam strigă, dacă o prin geam strigă că vrea azil, înseamnă că e solicitant de azil. Nu am încredere în avocați care nici măcar nu vorbesc limba străină, limba engleză nu vorbesc. Vă bate joc de migranți, de solicitanți de azil. Nu vă bate joc de migranți! Rezolvăm, rezolvăm! Demisia! Care a pus cerere? Țăți, inclusiv ministrul de interne! Nu a repetat din Africa, de la India, de la... Dar a pus cerere de azil. A dar și să vorbim cu voi, noi cu ei vrem să vorbim. Eu n-am intrat la separatiste, ci la mafiot acolo le toate patru. Tu le cacați drepturile de graților! Demisia! Birou de migrație și azil își bate joc de migranți, de solicitanți de azil. Se bate joc de oameni. Voi nici să respectați drepturile oamenilor, nu puteți. Demisia! 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 E o închisoare ilegală, închisoare ilegală la Petricani 88. Închisoare, închisoare. Străini care se află în centru. La închisoare! Persoane sunt cu încălcări regimului de ședere. Posibil, noi vrem să vorbim cu solicitanții de azil de acolo. Noi vrem să vorbim cu solicitanții de azil. Tot a
Deja v-ai prevăzut hârtie dacă mod practic nu ajută omul, vă bateți joc de ei! Dacă tot ați cerut atunci, ce mă întrebe ce rămâne? La închisoare! La instalator, la închisoare acolo! Eu vorbesc engleză, da, și rusește și italienește, mă descurc eu. Prin semne îți vorbesc un străin, dați-mi acces. Dați-mi acces. De acera e acuțerere. Avocat agramat. Demisia! La pușcărie! La pușcărie! În libertate, migranților! Mai ales aristanțelor de azil! Aristanților de azil! Oh, verișoară!